Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lume. La priveghiul USR cred că trebuie pusă o bască proletară. Azi este un moment unic în istoria partidului ce se revendică de dreapta. Elena Lasconi, candidatul de pe primul loc pe lista europarlamentară de anul viitor, este scoasă Sama Volnic de pe listă de către biroul politic al partidului pe motiv că, în urmă cu doar câteva zile, a anunțat Onor Facebook Ceala că la referendumul pentru familie a votat cu da. Ce mai târșe, mai menagerie, ar zice bănățeanul Victor Vlad de la Marina, dacă ar mai fi fost astăzi în viață. Primarul USR al Câmpul Lungului, care se poate lăuda cu două proiecte majore, ambele pe hârtie, cu o mare abnegație pentru scandal, merită să fie salutată cu basca proletară sfârșitul carierei unei prompteriste de pe ProTV. Da, nu era ziaristă, cum se spune, era o cititoare de știri, s-a remarcat prin frumusețe, alonje și puțină sau mai multă precaritate în cultură. A fost vârful de lance al partidului USR, Uniunea Salvați România. Până în ziua când s-a demascat, a spus că a votat da la referendumul pentru familie. Însăși fiica sa s-a declarat dezgustată despre recunoașterea mamei sale că a votat da. Clotilde Armand s-a băgat și ea în pot. A spus că treaba ta ca primar nu este cu cine să se căsătorească sau cum să intervină statul în familie. Lasconi nu s-a lăsat mai prejos și a ironizat-o pe Clotilde Armand, femeia care a câștigat nu se știe cum primăria sectorului 1, că nu este în stare să facă o majoritate în Consiliul Local. Cât despre Coset Chiricău, proaspăt demisionara din USR, spune că nu știe mare lucru. Și eu care credeam că suveranista, tradiționalista Elena Lasconi ar fi bună pentru un partid suveranist, să fie preluată săraca, să nu rămâne și ea fără colegi, aflu din sursele media că a făcut-o isterică pe Cioșoacă și Golan pe George Simion. Deci nu e loc în tabăra suveranist, dar poate Benoni Ardeleanu și alte facțiuni din PNL să o preia. E păcat de ea să rămână fără job și cu fata supărată în condițiile în care Uniunea Salvați România s-a lepădat de ea. E circ la USR și asta ne convine, pentru aceea ne-am luat bască să salutăm acest moment emoționat și înălțător pentru țară, fie ca acele procente multe peste două cifre să se înghesuie într-un lift acolo unde partidului drulă își găsește rostul. Cât despre domnul Cătălin Drulă, pe el nu-l votează nici soacra, așa că suntem pe un drum bun, USR-ul e pe calea cimitirului, ceea ce ne umple de plină abnegație și de înflăcărare tovărășească, că mușahedinii ce s-au vopsit în salvatori iau calea eternității. Nu poate să fie decât o zi cu noroc în această zi
mare soare. Mai știm alți vopsiți în 46, Blocul Național Democratic, vopsit și el în Salvatori, avea sigla Soarele. Țin minte un bătrân din Alești cu care am făcut un interviu în anii 90, îmi spunea: frunză verde de cicoare, votai ochi și ieși soare. S-a legat de zidurile primăriei și a cerut unde este votul său când a văzut că 100% a fost votat ochiul. Coset Chiricău nu mai e, Cătălin Drulă e sub 5%, Elena Lasconi e pe drumul către nicăieri, poate fi recuperată, nu știu cine o ia, cine să-și mai piardă vremea cu acești lotri vopsiți în Salvatori. Și chipurile erau de dreapta, sau, cum se zice la noi în Banat, G-dreapta. Dacă v-a plăcut podcastul meu, dați like și nu uitați să vă abonați. O zi faină! Cu bască! O zi cu bască! Să ardă micii, să sfârâie grătarele și să curgă berea. Suntem într-un plin 1 mai muncitoresc. Slavă salvaționiștilor! Cu ei înainte către drumul de veci.